Potrivit ultimelor informații din cadrul Direcției de Sănătate Publică Vâlcea, la începutul săptămânii acestea a sosit prima tranșă de vaccinuri antigripale. Este vorba despre 3500 de doze, deși conform categoriei făcute de reprezentanții DSP, în cursul lui octombrie, pentru județul Vâlcea erau necesare 62.000 de doze de vaccin. Ieri, în data de 18 noiembrie 2014, am primit o primă tranșă de 3500 doze de vaccin antigripal. Deja astăzi am început distribuția lui către cabinetele de medicină de familie, unitatea de primiri urgențe, deci personalul din unitatea de primiri urgențe, personalul de la Serviciul Județean de Ambulanță și unitățile sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Sănătății. O primă tranșă de 3500 de doze. Așteptăm. Ne notifică ministerul? Nu, încă nu, dar destul de curând. Câte doze ați solicitat? 62.000. 62.000, da. Deci undeva la mai puțin de 10% ați primit. O primă tranșă. Cine vor fi cei care vor beneficia primite de vaccin? Deci primii care vor beneficia de vaccin sunt bolnavii înregistrați la cabinetele de medicină de familie cu boli cronice, copiii și bătrânii și personalul medico-sanitar din unitățile din subordinea Ministerului Sănătății. Păi nu, noi când am catagrafiat populația ce va fi supusă vaccinării antigripale, am solicitat medicilor de familie. Pe baza solicitărilor lor s-a făcut comanda de 62.000 de doze. Nu. Deocamdată nu. Conducerea DSP speră să primească vești bune și în privința distribuirii laptelui praf pentru nou-născuți. Nu știu dacă ați consultat site-ul Ministerului Sănătății. Astăzi, în data de 19, are loc la Ministerul Sănătății desfășurarea licitației pentru achiziționarea de lapte praf. Pentru anul 2014, 2015, 2016. Se face pe o perioadă mai mare de timp licitație. Câte beneficiari avem în Vâlcea? 411 cereri am avut în luna octombrie. Variază, nu este un număr fix de cereri. De la lună la lună. Dacă totul decurge normal și nu vor exista contestații la licitație, cam în cât timp avem? Noi sperăm până la sfârșitul, eu speram până la sfârșitul lunii noiembrie, dar dacă există licitații, se poate prelungi chiar până în decembrie. Sperăm în decembrie să recuperăm. Vă spuneam săptămâna trecută că eu aș spera până la sfârșitul lunii noiembrie, dar asta numai dacă nu vor fi contestații. Dacă vor fi contestații, vă dați seama că durează.